Celebrul medic Vlad Ciurea vorbește în premieră despre ce se întâmplă cu doamna Camelia Mitoșeru. Avem informații de ultimă oră despre starea ei de sănătate după ce a fost dusă la terapie intensivă. Priviți! Domnule profesor, care este starea de sănătate în acest moment a doamnei Mitoșeru? Doamna Mitoșeru, Camelia și Georgeta, da, are stare de sănătate foarte bună, se deplasează singură, orientată temporospațial, știe unde se află și, ceea ce era marea problemă care s-a discutat, vorbește, nu numai că vorbește în general, vorbește coerent. Au fost niște probleme în ceea ce privește... Da, doamnă, orice operație care are loc în structurile cerebrale, poate, prin apăsare, prin leziune, prin afectarea vaselor, prin afectare neuronală, să afecteze zone elocuente, le spunem, adică zone importante, nu spus vitale, importante, de exemplu, mișcarea, echilibru, vederea, vorbirea. A avut un moment de afectare a vorbirii expresive, înțelegea tot, dar nu putea vorbi. Acum poate vorbi. Mai este încă la terapie intensivă? Nu mai este, a părăsit terapie intensivă. Dar n-a fost pentru terapie, ce înțelegem prin terapie, a fost pentru monitorizarea funcțiilor toate, adică respirație, puls, tensiune, oxigenare. Putem spune că a trecut pericolul? Pericolul, până când nu o vedem plecat acasă, pericolul rămâne. Uh-huh. Așa, dar momentul greu de intervenție neurochirurgicală, cred că a trecut și mâine avem o săptămână și să sperăm că totul va merge din ce în ce mai bine. Dacă totul merge din ce în ce mai bine, așa cum dumneavoastră spuneți, cam când ar urma să fie externată? Așa, cu aproximație. Răspunsul este în felul următor. Nu depinde numai de leziunea pe care a avut-o în cutia craniană, care a fost benignă. Depinde și de restul patologiei, doamne, și de restul parametrilor vitali, și de vârsta, doamne, și de vasele, doamne, și de... facem un bilanț general. Să știți că noi dorim ca pacientul să ajungă cât mai repede acasă. Uh-huh. Dar în același timp dorim ca pacientul să plece cât mai sănătos posibil.